Începe aventura și lăsăm planeta albastră în urmă. Ceva se întâmplă dincolo de nori. Cum s-a născut acest univers imens? Leo și Cooper, astronauți, dacă-i urmăm, mai multe învățăm. Răspunsuri vor fi, să le aflăm. Veniți să ne amuzăm. Leo și Cooper în spațiul cosmic. Episodul 9. Jupiter vrea să ia locul Soarelui. Arată bine. Aici pare ok. La fel și aici și aici. Hei, Cooper, ce faci? Verific sistemul de bord ca să mă asigur că toate funcționează așa cum trebuie. Vom avea o experiență cu totul și cu totul diferită pe Jupiter. Cum adică diferită? Vei vedea. Spune-mi! Mercur, Venus și Marte, planetele pe care le-am explorat până acum, sunt compuse din roci tari. Dar Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun sunt alcătuite din gaze. Din această cauză sunt foarte diferite. Pentru că Jupiter se rotește în jurul axei sale cu o viteză foarte mare, norii de gaze se învârtesc în continuu în jurul ei. Haide, Leo! Trebuie să trecem de acești nori! Prin atmosfera planetei Jupiter. Acum ne apropiem de mare. Ha? Poftim? De mare? Exact. Ți-am spus că nu există suprafață dură pe Jupiter. După ce treci de atmosferă, rămâne doar mare. Spune-mi, Cooper, marea este la fel de sărată ca pe Pământ? Nu! Apa nu este ca cea de pe Pământ. Pentru că presiunea este foarte ridicată sub stratul atmosferei, hidrogenul, care este în mod normal un gaz, se regăsește în stare lichidă. Astfel a luat naștere această mare imensă. Wow! Jupiter chiar este o planetă foarte, foarte mare! Așa este! Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul solar. Dacă ar fi fost mai mare, putea să devină ușor un alt soare prin fuziune nucleară. Oamenii pot trăi pe o planetă ca Jupiter? Poate, dacă ai reușit să construiești un oraș în interiorul unei astfel de bule ca să plutească pe mare sau în atmosferă. Da? Ce e cu sunetul ăsta? Ne indică prezența unei forme de viață în imediată apropiere. Acum înțeleg! Este satelitul lui Jupiter, Europa! Vino! Să mergem acolo! Wow! Este acoperită în întregime cu gheață! Asta pentru că se află la o distanță mare de soare. Sunt minus 130 de grade Celsius aici. Totul este înghețat! Cum ar putea trăi ceva aici? Cred că răspunsul se află sub bucata asta mare de gheață. Haide să aruncăm o privire sub ea. S-a făcut! Așa este, Leo. Este apă sărată. Compoziția ei este asemănătoare cu cea a apei de pe Pământ.
Dacă seamănă cu apa de pe pământ, atunci există șanse să găsim organisme vii. Exact. Dacă am reușit să topim gheața, Europa ar putea fi locuibilă, la fel cum este pământul. Europa ar putea fi cel de-al doilea pământ. Asta e grozav. Super. Oho! Șansele ca oamenii să trăiască pe Jupiter sunt de 50%. Wow! Probabilitatea ca Europa să fie locuită de oameni este de 80%. Asta e bine. Bine, copăr, care este următoarea planetă pe care o vom vizita? Mergem pe Saturn. Oh, bine! Să mergem pe Saturn! Să mergem! Yahoo! Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Ernest